Potrivit unei analize pentru perioada 2007-2012 prezentate de dr. Ligia Manicaș, directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, chiar dacă în perioada analizată incidența îmbolnăvirilor are o evoluție descendentă la toate grupele de vârstă, ea este constant crescută față de incidența înregistrată la nivel național. Perioada 2007-2012, incidența morbidității generale are o evoluție descendentă pentru toate grupele de vârstă analizate, dar este constant crescută față de incidența de la nivelul țării. În 2012, la final, aveam 752,3 îmbolnăviri la 100.000 de locuitori. Care au fost cauzele de îmbolnăvire? În primul rând, aparatul respirator 47%, aparatul digestiv, piele și țesut moale, sistemul osteoarticular, boli infecțioase și parazitare și așa mai departe. Aproape 59.000 din cazurile de boală din 2012 au fost tratate, potrivit directorului DSP, prin asistența medicală de urgență. Numărul celor care s-au adresat anul acesta unității de primire a urgențelor sau camerelor de gardă pare să fie în scădere în primele 9 luni din 2013, fiind acordate doar 25.129 de consultații în regim de urgență, peste 18.000 dintre ei având nevoie de ajutorul medicilor, în maximum 30 de minute SM, că au fost urgențe reale. Numărul intervențiilor echipajelor Serviciului Județean de Ambulanță a scăzut și el în 2012, aproape la jumătate față de 2007, iar scăderea continuă și în 2013. A crescut în schimb numărul persoanelor cărora li se acordă ajutor medical fără a fi nevoie de transportul lor la spital. În privința spitalelor din Sălaj, Ligia Manicaș a făcut o trecere în revistă a indicatorilor de performanță acestora, cele mai bine situându-se în majoritatea cazurilor Spitalul Județean de Urgență Zalău. Începem să înțelegem că programarea bolnavilor este una din cheile de reușită a soluționării bolnavilor într-un mod favorabil și începem, colegii noștri de la spitale au acele liste deschise pentru pacienți. 34% din pacienți vin cu programare la județean, la Jibou 33%, la ceilalți unde este patologie cronică, cel puțin la fundația acasă 100%, pentru că ei lucrează cu adevărat pe programări pe luni de zile. În ceea ce privește proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, județeanul spital de urgență are 56,7%, în Șimleu, în Silvanie, sunt 73%, iar la Spitalul Orășenesc din Jibou doar 37%. În privința medicinei primare, Ligia Marincaș a anunțat că de câteva zile Sălajul are din nou 5 comune fără medici de familie, după ce medicul din Fildul de Jos a murit. Comuna se adaugă la celelalte 4 fără medici de familie existente până acum, Benețat, Lozna, Coșei și Trezna, unde asistența medicală este asigurată la nivel evident insuficient de medici din comunele din jur. Alte localități din județ au un singur medic de familie, insuficient pentru pacienții de acolo. Este vorba despre Șimneul, Silvanie, Jibou, Bălani, Ipsâc, Surduc, Valcău de Jos și Almașu. Prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunta, a cerut direcție să încerce să rezolve problema lipsă de medici, apreciind că și administrațiile locale ar trebui să se implice în găsirea unei soluții în acest sens. Directorul Ligia Marincaș a explicat care sunt motivele pentru care medicii evită aceste comune. Este obișnuit cu activitatea medicului de familie și dacă este de vârstă mijlocie, are toate șansele să rămână la condiții mai bune. Dar dacă este un medic tânăr care și-a luat specialitatea recent sau care dorește o altă specialitate, are motive serioase.